Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce urmează să se întâmple în cadrul vieții amoroase. Am să vă rog să alegeți o variantă, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Eu voi începe cu varianta numărul 1, voi pune varianta numărul 2 deoparte și dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Avem izolare, urmărește fluxul, judecată sau judecător, gând, retragere, merit, iubire. Aici sunteți într-o situație de separare, nu vă văd împreună cu cineva, dar văd că acea persoană în față de care sunteți în separare se gândește cu siguranță la voi. Persoana la care voi vă gândiți este un pic mai dură la vorbă, spune lucruri pe care apoi le regretă, este genul de persoană care se retrage în singurătate de foarte multe ori, chiar dacă încearcă să țină aparențele cum că este o persoană foarte populară. Caută foarte mult să păstreze o diferență între felul în care este văzut și felul în care este cu adevărat. Se axează foarte mult pe aparențe, este genul de persoană care nu este niciodată acolo când cineva are nevoie, pentru că are foarte multe aspecte ce țin de sănătatea mentală destul de problematice și aici este nevoie de multă răbdare cu această persoană, pentru că nu se mișcă deloc repede, nu se grăbește să facă nimic, se teme, este sperioasă în ceea ce privește relațiile și felul în care are încredere sau se raportează la relații. Nu puteți să vă bazați pe această persoană că rămâne loială, pentru că are de foarte multe ori senzația că toată lumea vrea să îl ia sau să o ia de fraieră și nu este genul de persoană pe care să vă puteți baza, în sensul în care această persoană poate gândi, ok, toată lumea are aceleași intenții și mai bine plec eu sau mai bine îmi găsesc eu pe altcineva înainte decât să facă această persoană faza înainte. Deci persoana nu are încredere în absolut nimic și de foarte multe ori trădează doar de teama să nu fie trădat sau trădată prima. Această persoană se ancorează foarte mult în muncă, această persoană poate de asemenea să călătorească la munte sau la zone mai retrase, zone de țară, zone în care se simte mai liber sau liberă. Această persoană vrea să-și schimbe viața, dar nu știe exact cum, are nevoie să se regăsească, are nevoie să se îndepărteze de toate lucrurile sociale la care s-a pus să participe, pentru că aici consider că în general are un program destul de încărcat și obosește persoana foarte mult, dar programul ăsta este în mare parte să o țină departe de lucrurile, de întrebările pe care ar trebui să și le pună cu adevărat legate de viața sa și legat de drumul pe care îl va alege pe mai departe. Este frică să se gândească la lucrurile astea și să aleagă greșit, așa că nu mai alege nimic și ce o fi, o fi. Cam asta e atitudinea persoanei, cam în toate domeniile. Voi, în cele din urmă, reușiți să vă recentrați spre deosebire de această persoană și să urmăriți fluxul. Începeți să nu vă mai împotriviți, începeți să urmăriți semnele Universului și să vă ghidați după aceste lucruri. Foarte mulți veți începe să descoperiți latura voastră mai intuitivă în această perioadă și dacă deja ați pornit pe acest drum, ei bine, vor fi foarte mari dezvoltări de acum încolo. Voi veți începe să apelați la ajutorul ghizilor mult mai des, ei sunt acolo în spatele vostru, gata să vă ajute. E nevoie doar de voi să vă axați pe o direcție, pentru că și voi s-ar putea să nu vă fi ales încă o direcție, la fel ca această persoană. Dar din momentul în care voi vă setați clar direcția și cereți ajutorul ghizilor voștri, cu siguranță îl veți primi de îndată. Însă încercați să nu puneți țintă pe această persoană. De ce? Pentru că dacă vreți și cereți ajutorul ghizilor ca această persoană să se întoarcă, se va întoarce, dar nu într-un mod foarte pașnic, nu într-un mod foarte drăguț. Deci aveți foarte mare grijă ce cereți aici, pentru că nu văd să fie foarte bine, dar în schimb pe voi vă văd că începeți să urmăriți anumite intuiții.
vă găsiți pacea și începeți să atrageți norocul în viața voastră. Încercați să folosiți muzica, nu știu, într-un fel în care să fie constructiv, nu destructiv, pentru că voi aveți tendința să ascultați muzică ce duce mai mult la provocări, la neîncredere, la aspecte negative și asta vă încurcă de foarte multe ori. Deci încercați să aveți grijă la ce tip de muzică ascultați în general. Bun. Și la varianta numărul 2. Răbdare. Și pentru voi e vorba de răbdare. Ok, pe voi însă vă văd într-o situație totuși, în care sunteți cu cineva, dar totuși solicitarea voastră va fi în continuare să puneți accent pe finanțe și carieră și să discutați clar cu această persoană, să vedeți dacă țelurile voastre, direcțiile voastre duc în același loc sau nu. E nevoie să aveți răbdare cu toate țelurile voastre, să nu vă faceți griji dacă, de exemplu, nu avansați pe cum v-ați dori voi. Nu este pentru că nu puteți sau că nu vi se va îndeplini, vi se întâmplă, dar este nevoie să treceți prin niște pași pentru a ajunge la rezultatul dorit. Aici s-ar putea să fiți totuși niște persoane un pic mai impacientate și să aveți de a face cu o persoană care se mișcă la fel ca o țestoasă și asta vă este foarte greu de înțeles. Voi sunteți genul de persoane mult mai active, mult mai abundente, mult mai prospere și mult mai creative și asta pentru voi este normal să avansați într-un ritm foarte accelerat, mi se pare perfect normal, nimic ne la locul lui, dar problema este că voi uitați să vă odihniți în momentul în care voi învățați că trebuie într-adevăr să vă și odihniți, nu doar să cereți de la voi mare acusarea și în rest pauze niciodată sau mintea voastră să nu se liniștească niciodată. Atunci voi întâmpinați tot felul de blocaje, tot felul de probleme și încetiniri tocmai pentru a înțelege că atunci este nevoie de o pauză din partea voastră și nu să vă mai stresați. Însă voi, din contră, vă stresați și mai tare. Încercați să urmați acest flux. Cumva se leagă de varianta numărul 1. Deci dacă ați vrut să le ascultați pe amândouă, da, se leagă. Nu este cazul să vă opuneți, pur și simplu nu este. Nu este momentul nici să alegeți, dacă vreți să faceți o alegere, nu e momentul, mai așteptați. Două secunde. Este momentul în care voi vă ocupați de latura voastră mai autoritară, latura voastră mai concentrată pe a fi prosperă, dar în sensul în care să hrăniți acea parte a voastră și acea latura voastră, puteți încerca videoclipuri motivaționale sau tot felul de povești de succes la care să vă uitați, să vă motiveze să ajungă, să vă motiveze în plus, nu să vă demoralizeze. Încercați să vă odihniți și să vă găsiți un pic de timp și pentru voi, pentru că ultimele cărți sunt 4 de spade și 10 de spade. E nevoie de odihnă pentru că voi foarte mulți aveți prea multe pretenții de la voi în primul rând și asta vă duce pe voi într-un burnout. Aveți grijă. Aici nu văd să fie momentul pentru voi să vă axați pe viața amoroasă. Este foarte important pentru voi să rămâneți ancorați pe carieră. În momentul în care voi acum nu învățați să vă luați o pauză strict pentru voi, nu pentru a petrece timp cu partenerul, nu pentru asta cu partenerul, nu, ci pentru voi, pentru a fi voi liniștiți, pentru că mulți dintre voi puteți avea diferite discuții din aspecte foarte mici cu partenerul, dar trebuie să petreceți timp în singurătate pentru a vă liniști, pentru a vă calma și pentru a vedea ce faceți mai departe. Dacă voi vă cam opuneți. Bun, cam atât am avut de zis pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!